Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori, în ziua cea mai frumoasă a României, ziua națională 1 decembrie. Ne ducem cu gândul și cu pioasa amintire spre cei care au făcut unirea de la 1 decembrie 1918, atunci când pe câmpia de la Blaj, Câmpia Libertății, din zeci de mii de piepturi a răsunat strigarea: trăiască România mare, trăiască România unită, trăiască România dodoloață, România rotundă, așa cum spuneau oamenii acelor vremuri. După decembrie 1989, după Revoluția din decembrie, politicienii au hotărât la o revenire firească, spunem noi astăzi, ca ziua națională, ziua în care toți românii se gândesc mai mult ca oricând la patrie, la tradiție, la trecut, la eroi, să fie sărbătorită odată cu data Marii Uniri, la 1 decembrie. Astăzi, într-o zi friguroasă și mohorâtă, dar ziua în care toate sufletele românilor sunt mai apropiate de trecut, mai deschise către viitor, mai cu speranță pentru prezent, în această zi noi ne-am deplasat cu microfonul și cu camera de luat vederi la Drăguțești, aici unde în războaiele de-a lungul vremii, războaiele mondiale, au căzut sute de eroi plecați de la plug, plecați de acasă, au plecat să înfrunte cu arma în mână, cu piepturile lor, dușmanul care venea să ne amenințe integritatea națională. Oamenii au luptat lăsând acasă copii, lăsând soții, lăsând speranțe, lăsând doruri, au plecat fără să regrete, pentru că simțământul patriotic la români, așa cum spunea Nicolae Iorga, este o a doua natură. Au plecat și unii dintre ei nu s-au mai întors. Pe aceștia, dar și pe eroii prezentului care fac în fiecare zi ca noi să putem trăi mai bine, îi sărbătorim astăzi. Pe fiecare dintre noi ne sărbătorim astăzi, pe fiecare dintre noi, indiferent că suntem acasă, că suntem departe de fruntarele țării, că suntem sănătoși, că suntem bolnavi, că suntem mai cu speranță, mai mohorâți, ne sărbătorim și încercăm în această zi să ne bucurăm de ce a fost și să privim cu speranță pe ce va fi. Artizanul a ceea ce se întâmplă astăzi frumos la Drăguțești, omul care este apropiat de istorie, omul care a făcut să renască tradiția istorică la Drăguțești, pe nedreptul tată de-a lungul vremii, este domnul primar Ion Dumitru Popescu, primarul Comunei Drăguțești, gazda noastră, care astăzi, aici, lângă monumentul eroilor căzuți pentru patrie, organizează și coordonează pomenirea eroilor, ziua sfântă a libertății, care iată străbate veacurile. 99 de ani de România dodoloață, 99 de ani de victorii, 99 de ani în care românii au fost mai buni pe zi ce trece, în care au înfruntat toate vitregiile vremii, 99 de ani de demnitate. Bine v-am regăsit, domnule primar Ion Dumitru Popescu, omul care, iată, a făcut un pas firesc, primul din mandatul domniei sale, a scos la lumină tradiția istorică, a dus în atenția noastră a tuturor numele celor căzuți, documentele vremii și, așa cum era și firesc, a revenit aici, pe locul unde a plantat câte un tei pentru fiecare om căzut pentru neatârnare, a revenit, cum spuneam, să sărbătorească împreună cu noi, împreună cu românii, împreună cu cei din Drăguțești, ziua națională. Bine v-am regăsit și la mulți ani! Bine ați venit! La mulți ani tuturor românilor! Și astăzi pentru mine sunteți domn profesor și vă mulțumesc, domn profesor, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus despre țara noastră, despre eroii țării noastre, despre noi ca oameni, ca români. Niciodată spiritul românesc nu o să dispară, niciodată
nu o să poată cineva să ne fure sufletul. În suflet, de fapt, se află tricolorul, se află dragostea de țară. Trebuie să învățăm copiii să-și iubească țara. Trebuie să învățăm copiii să întoarcă acasă. Ei sunt plecați, sunt răspândiți. Fiecare om știe și fiecare familie are câte un copil plecat în afară. Le zic la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Să le dea Dumnezeu multă sănătate, fericire și tot ce își doresc de la viață. Să sperăm că la un moment dat se vor întoarce acasă cu frunțurile descrețite, cu palmele acelea, că într-o seară vedeam o emisiune cu un român care și arăta palmele. Palmele acelea care acum 100 și ceva de ani, țăranii plecaseră la luptă, țăranii luptau pentru țara noastră, au luptat pentru unirea țării. Este o zi mare pentru noi. Este cea mai importantă zi din țara noastră. Este cea mai mare sărbătoare. Trebuie să o sărbătorim, trebuie să nu uităm niciodată de cei care și-au dat viața și care au vărsat sânge pentru țara noastră. Să nu uităm niciodată de cei care și-au dorit să ne unească țara, să fim uniți, să fim o țară mare și frumoasă. Dumnezeu ne-a făcut un mare cadou. Cred că avem cea mai frumoasă țară din Europa. Avem câmpie, avem munte, avem apă, avem mare, avem tot ce ne trebuie, pădure. Noi trebuie să avem grijă de ele, noi trebuie să ne gândim cum putem să dăm moștenire la copiii noștri ca pe viitor, să simtă și ei români, să simtă că țara noastră nu s-a dezbinat. Eu vreau să vă spun că pentru mine azi sunt mari emoții. Așa este, am plantat 40 de tei, avem 40 de eroi la acest frumos monument, eroi care au picat în luptă. Am spus că niciodată nu o să le dispară numele, fiecare tei va purta numele fiecărui erou de pe acest monument. Nu vreau să-i uităm, nu vreau să-i trecem în neant. Trebuie să le pronunțăm de foarte multe ori numele, trebuie să le explicăm copiilor ce s-a întâmplat acum 99 de ani, cum spunea domnule profesor. Trebuie să le reamintim copiilor că niciodată să nu ne întoarcem cu spatele la țara noastră. Pentru această țărișoară frumoasă, unii oameni și-au dat viața, și-au pierdut familiile, s-au întors între patru blăni, cum spunea un mare poet. Domnule primar, frumos vorbiți despre istorie și, așa cum spunea Nicolae Iorga, dacă fiecare român s-ar gândi măcar o secundă la istorie, la eroi, poate România ar fi mai bună și viața fiecăruia dintre noi ar fi mai ușoară. Patrioții sunt acei oameni, cum spunea Eusebiu Camilar, care în fiecare zi se bucură de ceea ce le oferă țara și de ceea ce pot oferi ei țării. Noi astăzi, la zi de mare sărbătoare, venim la dumneavoastră aici pentru că dumneavoastră ați reușit să coagulați în jurul dumneavoastră o echipă care conturează cu demnitate și cu mândrie toate evenimentele esențiale ale țării, nu doar cele naționale, ci și cele locale, pentru că eroi au fost, eroi sunt încă și or fi când neam românesc și cei care au căzut aici la Drăguțești. De ce ne vom bucura aici în zi de mare sărbătoare, domnule primar, astăzi la Drăguțești? Vom depune o coroană la acest monument, se va face o slujbă. Așteptăm toți cetățenii din comună la această mare ceremonie. Vom sărbători această mare zi a noastră, Ziua Națională a României, Ziua României. Îmi doresc din suflet să ne unim, să uităm de supărări, să uităm de răutăți. Vreau să facem în așa fel încât răul acesta de pe pământ să dispară, să-l facem micuț. Să nu mai existe dușmănie între oameni, să nu mai fie răutate. Trebuie să ne ajutăm semenii. Nu banii, nu averile ne scot în evidență. Sufletul. Îndreptați-vă spre oamenii săraci, spre copiii nevoiași. Asta trebuie să vedem de fapt. O țară cu mai puțin săraci este o țară bogată, sufletește. Trebuie să avem mare grijă, mare grijă de poporul nostru să nu dispară. Să nu ne pierdem încrederea în țară, să nu ne pierdem încrederea în oficialități, în oameni. Niciodată să nu fim dezamăgiți.
Eu știu că sunt politicieni care deranjează oameni. Cred că și ei pot să facă în așa fel încât să-i mulțumească pe acești oameni deranjați, să-i mulțumească pe acei nefericiți. Vreau să spun în primul rând că ar trebui să ne îndreptăm și spre biserică și spre spitale. Foarte multă lume bolnavă, foarte mulți oameni necăjiți. Trebuie măcar azi, când este ziua noastră, să ne îndreptăm privirea spre ei. Să ne gândim că și acel bolnav de pe patul spitalului este tot un român, este tot un om care se luptă cu viața și un om care își dorește ceva de la viață. Nu trebuie să dezamăgim oameni. Am spus, în primul rând, primarul Popescu Dumitru Ion nu vreau să dezamăgească oameni în această perioadă în care a fost ales. Le mulțumesc cetățenilor care m-au ales. Le mulțumesc oamenilor care mi-au dat acea încredere. Voi munci pentru ei în comună, nu vin cu laude, vreau să simtă ei că se schimbă, că a venit vremea schimbării, că este o schimbare în comuna noastră. Le zic încă o dată la mulți ani, să le dea Dumnezeu multă sănătate și fericire și tot ce își doresc de la viață. Mulțumim mult, domnului primar, și mi-a plăcut ceea ce spunea domnia sa, să purtăm tricolorul în suflet în fiecare zi, cele trei culori care definesc neamul românesc, cele trei culori care ne-au reprezentat și ne reprezintă pe toate meridianele globului, cele trei culori care înseamnă prezent, trecut și viitor. Acum, înainte de a începe festivitățile dedicate Zilei Naționale a României, îl rugăm pe domnul primar, înainte de a deschide aceste festivități, să rostească un gând de suflet pentru noi toți românii care astăzi suntem mai aproape de țară ca niciodată. În primul rând să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate. Sănătatea este pe primul loc. Să nu ne rugăm să ne dea avere. Nu avem nevoie de averi. Avem nevoie de sănătate, de liniște. De liniște între noi ca oameni. Repet, să facem acel rău care deja este foarte mare, să încercăm să-l facem mic. Noi avem nevoie de sănătate. Când avem sănătate, avem de toate. Și în primul rând vreau să spun că românul, oriunde ar fi el, niciodată nu o să dezică de România. Chiar dacă a plecat în alte țări, am și eu frați care sunt plecați, sunt tot cu inima în România, sunt tot cu sufletul românesc. Niciodată nu o să dispară sângele și sufletul nostru românesc. Exact cum spuneați dumneavoastră, în inimă se poartă tricolorul. De fapt, acolo este cea mai mare sărbătoare, în inima noastră. Le zic încă o dată românilor de pretutindeni la mulți ani, să fiți fericiți și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. La mulți ani români, să ne bucurăm de sărbătoarea noastră națională ca de o zi specială, o zi în care cu toții suntem parcă mai altfel decât în celelalte zile, mai încărcați de speranță, mai plini de patriotism, mai bucuroși de ceea ce suntem și vom fi. Thank you.
slavă sfinte, cele de ofință de viață, făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și vădătorile de viață, vino și te stălăștuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Părinte Mare, 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 Dumnezeule, Sfântă Părere Mireștii între noi, Doamne, părăsește păcatele noastre, Sfântul Iertul prăbădeții noastre, Sfântul ce judează și vindă pe Sfântul noastre, Sfântul Mâinului Tău, Doamne Mireștii, Doamne Mireștii, Doamne Mireștii, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu toții rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu le duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Da, Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic această mulțumire și rugăciunea noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, și ca să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca și acum să audă glasul rugăciunii nevrednicilor robilor săi și buna dorință a credincioșilor săi, totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine, și ca un milostiv să împlinească și să-i îndrepteze pururea să ne facă bine nouă și Sfintei sale biserici și tuturor credincioșilor săi să le dăruiască cererile cele spre mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi, pe toți, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioși și creștini, totdeauna să-i întărească cu sănătate, într-o lungime de zile în pace,
și cu ocrotirea îngerilor săi totdeauna să ne îngrădească pe noi credincioșii săi rog. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Ție se cuvine toată puterea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să aminte pace tuturor și Duhului tău. Cânta voi Domnului meu, binefăcătorului meu, și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Bucurat se va inima mea de mântuirea ta. Pace ție, frate slujitorule, vostru preacucernice părinte, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune dreptă, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. De la Sfântul Evanghelist Matei citire. Ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodeanii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr. Nu-ți pasă de nimeni, pentru că ești în fața oamenilor bun și drept. Te spune nouă, ce se pare ție, ce se pare trebuie să dăm dajde cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei, iar ei au adus un dinar. El a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Al cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați de cezarului ce sunt ale cezarului și ale Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind de aceasta, s-au mirat și lăsându-l s-au dus. Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici,
Cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugăciunii cu umilință nemăsurată ta iubire de oameni și cu milostivirea ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume să propovăduiască. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele tău. Și ne învrednicește pe toți, ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al tău părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. În al preasfințit arhiepiscopului și mitropolit nostru Irineu, Tăi, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și încârmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii, și îl păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Binecredinciosului popor rămân de pretutindeni, cârmăitorilor țării noastre, mai marilor orașilor și ai satelor și viitoare de Hristos oaste, dre, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsii într-un mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți-a-ntrăiască! Binecredincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate cu pace și sănătate și într-o toate bună sporire. Și îi păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întotdeauna Daților Apostoli, ale Preacuvios Dumnezeu Purtător, Părinților noștri și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască ca un buș de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. La mulți ani. Sănătate și la mulți ani. La mulți ani, România. La mulți ani. Părinte, vă mulțumim mult. Vă dăm în sănătate. Domnul director general Sărin Boza. Domnul primar, o zi plăcută, uite, Dumnezeu a ținut cu noi de strop. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului general, întotdeauna director general al CEO. Să-i spune și la mulți ani dânsului că e un patriot. La prieteni vine întotdeauna cu mare drag. Și e chiar un credincios, știu sigur treaba asta, crede în Dumnezeu. A ajutat oamenii și soarta minerilor din comuna Drăgusești a depins de dânsul. Ne-a demonstrat că poate să facă treabă, că nu au dat faliment, cum ne spunea unii, că o să dea faliment și oamenii din comună o să rămână pe drumuri. Un om de toată isprava, țin la dânsul ca la ochii din cap. Din tot sufletul vă spun asta, e un om care ține cu oamenii, nu este un om care ține ușa închisă, deschisă pentru toată lumea și credeți-mă, am găsit la dânsul, la CEO, oameni cum erau la spital, la București, la spitalul militar. Oameni pe holuri, stă până seara târziu la ora 8-9, nu știu ce program are dânsul, dar întotdeauna l-am găsit acolo. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că a venit la noi. Este prea mult, prea și... Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, domnul general. Cu mare drag la prieteni, voi domnul totdeauna. La fiești prieteni dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate, totdeauna tuturor. Mulțumesc mult. E o onoare pentru mine să fiu aici și întotdeauna lumea mea locuiesc întotdeauna. Mulțumesc mult și sărbători fericite tuturor.